Târgul a fost inaugurat oficial de președintele guvernului provincial Igor Mirovici, iar la prestigioasa manifestare, asociațiile de femei din 39 de comune din Voivodina și-au prezentat produsele de uz casnic, precum și prea frumoasele broderii, țesături, suvenire și mâncăruri tradiționale voivodinene, pregătite cu drag, conform rețetelor strămoșești. Ne prezentăm cu felurite feluri de colaci din străbuni. Avem păturate cu mac, avem plăcinte cu ludaie, avem colaci cu miere, cu chifle și așa mai departe. Mă bucur că sunt aici într-un număr mare. Am văzut că sunt femei din Petrovasâla, de la Satul Nou, din Torac, din Uzdin, de la Libunar. Eu sunt convinsă că ele aici arată tot ce avem noi mai frumos și ce este românesc. Anul acesta s-au prezentat peste 220 de asociații, ceea ce denotă faptul că s-a trezit spiritul de întreprinzător al femeilor care trăiesc la sate. Târgul având drept scop promovarea activismului și creativității femeilor care trăiesc în satele voivodinene. Vizitatorii au avut ocazia să se familiarizeze cu creativitatea bogată a femeilor din mediul rural, care reprezintă o resursă importantă pentru dezvoltarea agriculturii, turismului și a comunităților locale în general.